Serviciul Special Aerian sau SAS, forțele speciale originale și bunicul tuturor forțelor speciale moderne. SAS este punctul de referință după care toate celelalte forțe speciale sunt măsurate, iar tacticile și metodele lor de antrenament au fost replicate în toată lumea. Istoria SAS începe în pustietatea celui de-al doilea război mondial, iar faptele și curajul lor sunt legendare și continuă până în această zi în războiul global împotriva terorismului. Una dintre cele mai grele uniforme de obținut, SAS necesită tot ce au mai bun de oferit recruții săi. Foarte multe persoane aplică anual pentru a se alătura serviciilor speciale, dar mulți eșuează și nu pot participa la antrenamente. Totuși, ce zici despre tine? Crezi că ai ceea ce trebuie pentru a te alătura elitei SAS? Selecțiile pentru serviciul special aerian au loc în mai multe etape și încep cu faza de selecție numărul 1, cunoscută și sub numele de rezistență, ce are loc de-a lungul a 3 săptămâni aspre. Orice om poate fi apt din punct de vedere fizic și să care un rucsac greu pe un versant abrupt, dar faza de selecție 1 va elimina brutele primitive și îi va promova doar pe cei puternici din punct de vedere mental și fizic. În faza 1 vei fi dus în partea rurală din sudul țării Galilor, dar nu te aștepta la un picnic pentru că ți se va ordona imediat să mărșăluiești pe diverse rute. Inițial vei căra cu tine un rucsac încărcat cu echipament esențial precum pelerină de ploaie, sacul de dormit, trusa de prim ajutor, facle de semnalizare. Totuși, te poți aștepta ca pe măsură ce distanța pe care ești obligat să mărșăluiești se mărește, la fel și greutatea bagajului. Îți vei căra cu tine și mâncarea, ceea ce constă în câteva chifle, batoane de ciocolată și chipsuri de cartofi alături de rația militară, care poate fi deschisă doar în cazuri de urgență. Forțat să mărșăluiești la nesfârșit, fără prea multă mâncare și somn odihnitor, această fază nu îți testează doar aptitudinile fizice, dar și starea psihică. Spre deosebire de unele programe de instruire din cadrul altor forțe speciale, aici nu vei avea de-a face cu instructori care țipă la tine și îți suflă în ceafă. În schimb, instructorii SAS te lasă intenționat de unul singur, fără să îți ofere nicio încurajare, dar totodată fără să te pedepsească fizic sau să țipe la tine. Vei trece sau vei eșua prima fază din propria voință și sper că stai bine cu autodisciplina, pentru că deși vei fi lihnit de foame, dacă deschizi pachetul de rație pentru 24 de ore, constituie un motiv de respingere din cadrul forțelor speciale. Atenția pentru detalii este critică pentru un soldat SAS, deci atât timp cât încerci să te târăși către o altă zi lungă de mărșăluit, cu picioarele pline de bășici usturătoare, ar trebui să te aștepți ca instructorii să te testeze prin surprindere și să te întrebe despre punctele de reper pe lângă care tocmai ai trecut. Scopul este de a testa vigilența și să vadă cât de bine acorzi atenție lucrurilor din jur atunci când te simți mizerabil din punct de vedere fizic. Unul dintre candidați a spus că a fost întrebat cât de mulți piloni avea podul pe lângă care tocmai a trecut în timp ce mărșăluia. În cele din urmă vei înfrunta testul final, un marș istovitor pe o rută lungă de 65 de kilometri printre munți, cărând în spate 25 de kilograme de echipament și o pușcă de asalt. Nu numai că va trebui să-ți determini de unul singur propria direcție, dar vei avea doar 22 de ore pentru a termina cursa. Eșecul înseamnă că procesul tău de aplicare a luat sfârșit și te vei întoarce la unitate. Pentru că ai trecut totuși, nu te aștepta că vei intra automat în următoarea fază oficială, pentru că instructorii te-au evaluat cu grijă în tot acest timp din umbră. Dacă suspectează că nu ești potrivit pentru forțele speciale britanice, nu contează cât de rapid ți-ai completat cursul sau câtă greutate poți căra în spate, vei fi pur și simplu respins și trimis înapoi la unitate. Dintr-un grup de 200 de candidați, doar în jur de 30-40 vor trece de această fază de selecție și vor ajunge mai departe la următoarea, antrenamentul în junglă. Ca majoritatea antrenamentelor SAS, detaliile despre ce se întâmplă cu exactitate în timpul fazei din junglă sunt clasificate. Ce este cunoscut totuși este că stagiarii vor învăța tehnici de supraviețuire în junglă, precum și desfășurarea activităților în spatele liniilor inamice sau supraviețuirea timp de săptămâni la rând. Candidații vor învăța cum să opereze în echipe de câte 4 persoane și să trăiască cu rații mici, rămânând nedetectați în timp ce duc misiunea la bun sfârșit.
Din cauza accentului pus pe aptitudinile fizice, candidații vor petrece o mare parte din zi în sala de antrenament, după care vor petrece ceva timp în poligonul de tragere. Acolo vor învăța cum să folosească echipamentul standard SAS, care este compus din carabine de război, arme fără recul, lansatoare de rachete și mitraliere ușoare. Stagiarii vor învăța de asemenea cum să utilizeze multe alte arme folosite de alte forțe speciale inamice sau aliate din jurul lumii. Un soldat SAS trebuie să știe cum să manevreze orice armă are la dispoziție pe câmpurile de luptă străine și să le folosească în mod eficient dacă are nevoie. În cazul în care vei fi și tu unul dintre candidați, atunci vei efectua antrenamente despre cum să pregătești ambuscade sau cum să ieși dintr-una. Vei fi antrenat în stilul cercetașilor profesioniști și cum să observi schimbările bruște din mediul înconjurător care ar putea semnala un inamic care se ascunde sau un lunetist care stă la pândă. Abilitățile de a detecta schimbarea culorilor, a umbrelor sau a mișcărilor mici din spatele tufișurilor dese pot face diferența dintre supraviețuirea sau moartea unui agent SAS ascuns în spatele liniilor inamice. Ca și în cazul multor programe de antrenament folosite de forțele speciale din toată lumea, vei învăța tehnici avansate de șofat defensiv care să-ți permită o evadare rapidă în orice situație ostilă în care te-ai putea afla. Printre acestea se numără multe dintre tehnicile folosite de poliție atunci când opresc șoferi care depășesc viteza legală, dar totodată vei învăța și cum să eviți să fii prins dacă inamicul folosește aceleași tehnici ca să te oprească. Sper că îți plac exploziile pentru că vei învăța totodată cum să manipulezi o varietate de bombe și pentru că de obicei exploziile au de cele mai multe ori drept urmare răniți, ți se va face o pregătire medicală completă care poate fi transpusă imediat pe câmpul de luptă. Una dintre cele mai importante sarcini pe care le au agenții SAS în timpul unui război este recunoașterea. În acest context, înseamnă să poți identifica eficient un lucru, o persoană sau unele trăsături specifice ale acesteia cunoscute dinainte. Astfel, vei învăța cum să stabilești un post de observație sau de ascultare de unde să spionezi inamicii fără să fii prins. Pentru a te ajuta pe tine și totodată misiunea în care participi, vei fi învățat cum să folosești echipament de comunicație securizată, cum este radio prin satelit și cum să eviți să fii detectat de inamici din cauza emisiilor electronice. În cele din urmă vei învăța tehnici de luptă corp la corp și vei deveni un expert în asaltarea structurilor inamice. Dacă ajungi până la sfârșitul acestei faze, atunci vei fi printre cei 15 sau 20 de candidați care nu au renunțat și nu s-au îmbolnăvit din cauza mediului dur din junglă sau care nu au fost dați afară de instructori. Nu te autofelicita încă pentru că urmează testul final. Prima parte a testului final presupune un curs de 3 zile despre sustragere și evadare. Vei primi o haină veche cu miros de șobolan ud, bocanci care dacă ai noroc nu au talpa dezlipită, dar nu vei primi mâncare sau apă, iar cu acestea trebuie să eviți să fii capturat timp de 3 zile de vânători care folosesc echipament modern și câinii lor antrenați pentru astfel de situații. În aceste 3 zile va trebui să trăiești cu ce îți oferă natura în timp ce fugi de urmăritori și, deși este interzis să intri în orice clădire întâlnești, unii candidați vicleni se pot furișa în casele civililor de la marginea junglei, cerându-le să-i găzduiască pe toată perioada testării. Ca în cazul celor mai multe teste ținute de forțele speciale, trișarea este doar o simplă modalitate creativă de a realiza obiectul cerut, pe scurt, un fel de scopul scuză mijloacele, dar numai dacă nu ești prins. Cea de-a doua parte a testului final va avea loc când ești capturat sau la sfârșitul celor 3 zile. Dacă ai reușit să eviți capturarea, atunci vei fi așteptat să te întorci la o locație desemnată la sfârșitul celor 3 zile. Odată ce ajungi acolo, vei fi încătușat, ți se va pune un sac pe cap și vei fi dus într-un loc izolat. Instructorii vor încerca să te distrugă din punct de vedere mental. Vei fi pus în poziții stresante și forțat să stai astfel timp de ore în șir. A patra zi vei fi închis într-o celulă de mărimea unei cuși de câine, în timp ce instructorii lovesc gratiile cu lanțuri metalice, ceea ce produce un zgomot terifiant. Instructorii te vor dezbrăca complet de haine în fața unor femei, instructori și ele, care vor râde de dimensiunile bărbăției tale. Totul este doar un joc mental menit să te înmoaie pentru sesiunile de interogare ce te așteaptă.
după suficientă umilire și tortură mentală, vei fi aruncat într-o cameră unde te așteaptă un interogator și va trebui să nu-i dezvălui mai multe de cele patru mari, adică numele tău, rangul, numărul de serie și data nașterii. Vei fi exmatriculat imediat din antrenamentul SAS dacă îi oferi interogatorului mai mult de cele patru, pur și simplu. Dacă treci de această fază finală, atunci poți fi mândru de tine pentru că tocmai ai realizat ceva ce foarte puțini oameni sunt capabili. Vei primi bereta bej, care are pe ea insigna pumnalului cu aripi și vei deveni în mod oficial membru al Forțelor Speciale Britanice sau oficial Serviciul Aerian Special Britanic. Totuși, poate că vei fi nevoit să celebrezi cu modestie pentru că vei fi în perioada de probă până când îți termin pregătirea continuă și, din păcate, mulți soldați absolvenți se întorc la unitatea de unde provin în timpul acestei cu adevărat ultime faze. Dacă ți se întâmplă asta, te vei putea bucura pentru că ai purtat bereta bej pentru o scurtă perioadă de timp, ceea ce este o realizare în sine, având în vedere toată tortura îndurată, este de înțeles. Totuși, dacă treci de perioada de antrenament, te vei alătura regimentului 22 al SAS, care constă în 4 escadrile active, A, B, D și G. Fiecare escadrilă cuprinde 60 de bărbați, ceea ce înseamnă că sunt aproximativ 240 de soldați activi în același timp, cu două regimente de rezervă numite Forțele Britanice 21 și 23. Aceste cifre sunt într-un contrast puternic cu cei aproximativ 2000 de pușcași marini ai armatei americane, dar acest lucru se datorează dimensiunilor mici ale armatei britanice în general. Fiecare escadron SAS este format din 4 trupe, iar fiecare detașament este specializat în diverse zone de expertiză. Trupele aeriene sunt specializate în parașutism, inclusiv skydiving în spatele liniilor inamice. The Boat Troop sau în română trupele maritime sunt specializate în operațiuni amfibiene, cum ar fi strecurarea pe plajele ostile de pe terenul inamic cu ajutorul submarinelor, o tactică preferată și de forțele marine americane. În mod interesant, SAS și pușcanii marini americani lucrează atât de aproape încât adesea soldații SAS sunt lansați dintr-un submarin american special conceput pentru a transporta forțele speciale britanice în acoperire. Soldații trupelor de mobilitate sunt specializați în manipularea tuturor vehiculelor, sunt un fel de șofer de evadare ai SAS. Trupele montane sunt antrenate în zonele de luptă arctice unde sunt învățate să supraviețuiască în medii ostile de munte. Trupele montane SAS au lucrat îndeaproape cu trupele speciale franceze și americane în munții din Afganistan pentru a lupta împotriva rebelilor și teroriștilor Al-Qaeda. Relația apropiată dintre SAS și forțele speciale americane înseamnă că ambele națiuni împart multe dintre tacticile și tehnicile de luptă, iar un soldat SAS este întotdeauna binevenit la bordul unei nave sau aeronave americane. Dacă te-ai alătura forțelor speciale britanice la începutul anilor 2000, este posibil să fi făcut parte din legendarul grup operativ 88 sau în engleză Task Force 88, cea mai mortală unitate de operațiuni speciale asamblată vreodată pe planeta noastră. Imediat după ce guvernul lui Saddam Hussein a fost răsturnat de la putere, grupul operativ 88 a fost format pentru a-l doborâ pe dictator și susținătorii lui, iar de-a lungul anilor slujba lor a evoluat și au devenit principalii asasini ai liderilor teroriști din Irak și Afganistan, servind alianța NATO. Multe dintre faptele lor sunt învăluite în secret, totuși este cunoscut faptul că grupul operativ 88 a fost responsabil pentru uciderea unuia dintre cei mai importanți membri ai insurgenților și anume Abu Musab al-Zarqawi. La apogeul său, grupul operativ 88 era format din grupul operativ negru, un escadron sabie al forțelor speciale britanice susținut de operatorii de servicii speciale în transportul maritim. Printre aceste unități de operațiuni speciale se mai numără și grupul operativ albastru, format din legendara echipa 6, care face parte din forțele speciale ale marinei americane. Grupul operativ verde a fost alcătuit din agenții Delta Force, iar grupul operativ portocaliu a fost format din cei mai secreți agenți ai forțelor speciale din lume, care fac parte din activitatea de susținere a informațiilor, o unitate a forțelor speciale a cărei slujbă este să găsească și să păstreze în siguranță diverse informații ce pot fi de folos altor forțe militare speciale și despre care Pentagonul neagă orice informație oficială.
Grupul operativ 88 a fost un exemplu de prietenie apropiată între SAS și forțele speciale americane, iar această relație continuă și în prezent, rezolvând conflicte necunoscute publicului larg din întreaga lume. Dacă crezi că și tu ai ceea ce trebuie pentru a trece de etapele de selecție SAS, după ce ai văzut detaliile din videoclipul nostru, poate că vei lucra alături de cele mai bune forțe speciale din lume. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!